Municipiul Buzău, așezat oarecum la răscruce de vânturi, ar fi mai protejat de capriciile naturii dacă ar exista o perdea forestieră de-a lungul râului Buzău. În acest sens, există deja un proiect de împădurire care, din păcate, a rămas în stand-by din cauza unei modificări legislative care îl exclude de la finanțare. Chiar săptămâna trecută am discutat cu reprezentantul Ministerului pentru aplicarea PNRR pe acest segment al împăduririlor. Din păcate a fost făcută o modificare legislativă chiar în vara acestui an, prin care, din motive greu de înțeles, au fost scoase din ghidul de finanțare prin PNRR a acestui program de împăduriri terenurile neproductive, terenurile degradate, rămânând doar terenurile agricole. Ne-a fost refuzată aplicația pe care am făcut-o să împădurim 90 ceva de hectare cu pădure pe malul râului Buzău, care ne-ar fi ajutat foarte mult. Încercăm să modificăm legislația, vedem ce putem face. În condițiile în care am auzit, dar sper să nu fie o certitudine, că s-ar fi scos din finanțarea pe PNRR finanțarea de împăduriri. Prin respectiva modificare, care admite orice împădurire doar pe terenuri arabile, au fost excluse de la finanțare cele mai multe proiecte de acest fel, care aveau ca locație terenuri neproductive. Motiv pentru care domnul primar a lansat o interpelare chiar prin intermediul Asociației Municipiilor din România în acest caz și am primit asigurări că va fi emisă în scurt timp o ordonanță de urgență prin care terenurile neproductive și degradate vor fi reintroduse în PNRR, astfel încât să reluăm procedura privind depunerea proiectului. Deci terenurile neproductive, ca să le pui în valoare, mai ales pentru noi ca și buzoieni, pentru că această perdea forestieră, care poate deveni foarte groasă, vă dați seama, la 90 ceva de hectare e o adevărată pădure, înseamnă mai puțină arșiță și praf pe timpul verii și mai puțină zăpadă în oraș atunci când ninge, pentru că, așa cum știți, rămân câmpurile negre acolo și toată zăpada vine în oraș. Autoritățile au ca țintă transformarea Buzăului în cel mai verde oraș din România și prin procesul de regenerare urbană și de reîmpădurire a pădurii Crâng, decimată de ciuperca Ulmului.